se pare că se potrivesc perfect aceste ritmuri cu ziua aceasta de vară caniculară. Bună ziua! Bună ziua! Da, mi-e destul de greu să întreprins ceva mai într-un tempo mai ridicat în perioada asta, dar poate e mai bine, e și natural, e vară, e cald și poate asta ne dă ocazia să ne relaxăm un pic, și ne retragem la răcoare și să ne bucurăm de ce avem. Vocea pe care o auziți acum este vocea lui Berti Barbera, așa cum am anunțat deja, este invitatul de astăzi între prieteni de la Radio România Actualități. Suntem live pe Facebook. În cazul în care doriți să-i adresați întrebările, le puteți le lăsa în comentarii. De asemenea, mai vreau să mai fac un anunț întotdeauna uit. Aș vrea să le, urmăre, să le amintesc celor care ne ascultă că înregistrarea video acestui interviu, precum și alte interviuri de colecție, pot vedea, le pot vedea pe canalul nostru de YouTube, Radio România oficial. Nu uitați să dați like, share, comment și subscribe. Berti Barbera, în studio, între prieteni, mă reîntorc acum la, la piesa pe care am auzit-o. Frumoasă colaborarea cu Nicu Patoi, nu? Da, frumoasă și uh, întotdeauna deschisă la surprize, lucruri noi. De asta și menținem acest parteneriat. Dincolo de prietenie, dincolo de colaborările noastre în alte proiecte, am pornit în 2004 acest duet din dorința de a omagia artiștii pe care îi, îi admirăm, artiștii care ne-au făcut să ținem de muzică toată viața și ne-am. Gândit că merită din când în când această activitate punctată de un album Un album în care să adunăm ceea ce studiem, ceea ce reușim să împărțim Și mai ales posibilitatea aceasta de a face în doi ceea ce alții fac în 3, 4, 5, depinde de, de trupă Nu cântăm piese compuse de noi, cântăm piese pe care le adunăm din ceea ce nou ne-a plăcut de-a lungul anilor și cel mai recent am făcut un album de blues. Noi nu suntem muzicieni de blues, nu suntem americani. Suntem, în schimb, foarte atrași de acest gen bogat, această formă liberă care a dat naștere la toate stilurile. Cam tot ce ascultăm noi în ultima sută de ani are legătură cu bluesul Și uh, e un disc pe care am pus câteva piese, fiecare are estetica ei, are modul ei de a uh, spune ceva, de asta există multe feluri de bluze, există multe feluri de oameni și uh, fiecare piesă are un fel de a ciupi corzile, un anumit tip de chitară. Eu înlocuiesc uh, obișnuitul set de tobe cu un, un set de percuții pe care le-am pregătit special pentru asta vocea e și ea într-o anumită estetică adaptată la fiecare. Ne-a ajutat foarte mult să studiem aplicat acest gen muzical și datorită lui Victor Panfilov și a invitațiilor Uh, am făcut un disc de care suntem foarte mulțumiți. Sună Sunt ex convinsă. sună excelent. <laughs> Mi-a fost aproape greu să vă întrerup pentru că vorbeați cu atâta <coughs> pasiune și dedicare despre despre ce, ce ați făcut cu acest album, încât merită să fie ascultat până la capăt. Și albumul și vorbele pe care le-ați zis mai devreme. Ați amintit de Tobe. 13 ani aveați parcă atunci când l-ați descoperit, nu? Uh, 13 ani am avut atunci când uh... Am mers la Casa Pionierilor. Eu, ce vremuri, da. Eu, fiind la Cercul Foto, la un moment dat, la secția de muzică, era ușa deschisă. Și am văzut setul de tobe. Și în momentul ăla am avut așa o... Am auzit un cor în cap, ca în <laughs> yeah, filmele alea, yeah. în care totul este înconjurat de o aură și sau de un cor diafan. Uh, nu. Uh, în momentul ăla am, am simțit ceva ce nu mai simțisem atunci, deși la... La vârsta aia sunt multe lucruri pe care le simți prima dată, dar uh, am avut o, o pornire rezistibilă de a merge acolo fără permisiunea nimănui și să văd cum e și eventual să mă așez pe scaun. Nu am făcut asta atunci, dar uh, am făcut-o într-o zi când era profesorul acolo, nemai bătând la tobe în viața mea. Uh, în ziua respectivă am plecat de acolo deja reușind să bat un ritm la tobe. Și cât de mult contează o ușă deschisă, să da. găsești ușa deschisă la momentul potrivit. Da, da, este, cred în momentul potrivit, pentru că după aia tot ce mi-am dorit a fost să am setul meu de tobe. A venit repede acest set? Ca să bat cât mai mult, adică asta era ideea, să stau cât mai mult la tobe, pe lângă faptul că ascultam foarte multă muzică și asta e lucru cu care am rămas de atunci. Eu, înainte de a fi muzician, înainte de a trăi din asta, sunt un fan, un admirator, un om care încă merge după artiștii preferați să ia iau fotografii, să-și facă mai poze. Netkin Cole, artistul Ei, cum preferat nu? al tatălui. Da, uh, și la tobe, uh, mi -am, uh, cred că aveam 15 ani când uh, mi-am luat primul set de tobe și ultimul, că n-am mai avut de atunci. Vreau să vă întreb altceva, uh, dacă ta... merită uh, schimbul acesta, aparatul foto, pe setul de tobe? Păi nu e schimb, că am continuat să merg la cercul foto, ce e drept că nu am ajuns un fotograf pasionat, sunt un fotograf diletant, adică fac poze ca toată lumea cu telefonul, fac destul de multe poze că sunt momente pe care mi le doresc imortalizate, mai ales că călătorim foarte mult, Mergem la concerte și vreau măcar două, trei poze Nu filmez la concerte aproape deloc Decât dacă e să trimit mamei sau unui prieten câteva imagini să vadă cam cum e Dar într-adevăr în casă la mine se auzea tot timpul muzică Și Netkin Call și alte lucruri Vorbeați mai devreme despre tatăl uh, dumneavoastră da, da. da tata, mama, toată lumea asculta muzică bună, ca să spun așa, străină. Da. Pe vremea aia era ceva mai. Aș să... Foarte greu se făcea rost de muzică străină. Erau vremurile Foarte greu dinainte nou, de 89. Dar era ceva nenatural de, de complicat. Pentru că din moment ce la 1000 de kilometri puteai să cumperi orice din magazine specializate, noi aveam bani și nu puteam cumpăra, dar asta. Există și un revers al medaliei pentru că orice obținai te făcea să te bucuri mult mai mult decât normalitatea asta. Mă duc și mi iau un Netkin Call. Ce Netkin Call vreau eu din magazin? Nu. Când venea o casetă cu ceva, era mult mai prețuită și am rămas cu bucuria asta de a-mi lua câte un vinil din când în când, de care mă bucur ca și cum l-aș fi cumpărat atunci la, la vremea lui. Uh, a contat foarte mult uh, faptul că am crescut într-un mediu în care se asculta muzică, pentru că asta mi-a cultivat o, o obsesie transformată în pasiune, care, uite că mă ține, se pare că mă cam ține toată viața. Publicul este după asemănarea și chipul artistului. Mi-au plăcut aceste cuvinte și a, acum aș dori să, să întreb cum e de fapt publicul lui Berti Barbera. Um, e un public deschis. Un public care acceptă, pe lângă faptul că vine cu garanția unei stări bune, cu faptul că primește ceva de calitate, lucru de care eu mă ocup în mod special, întotdeauna un public deschis și educat. De ce să nu spun? Îmi place, eu asta îmi doresc. Educat în sensul în care știe cum să se comporte la un concert, știe ce vrea și ceea ce orice artist își dorește, bănuiesc, plătește biletul pentru că își dorește. Nu e invitat, nu-l cheamă primăria, nu e adus cu școala, nu e forțat să vină acolo. Vine de bună voie și plătește un bilet să vadă ceva, de obicei divers, actualizat la modalitățile noi de interpretare, dar înainte de toate, eu fiind și eu recunosc, la un moment dat, cineva se poate întreba, bă, știu numele ăsta, dar ce face el, de fapt? Că am văzut că cântă și cu ăla, și cu ăla, cântă și blues, și jazz, a cântat într-o formație de heavy metal acum cu patru Ani a scos un album cu ei. Ce face ăsta, de fapt? Muzică. Uh, muzică, uh, nu am un singur repertoriu, nu am hituri, nu am. Uh, asta nu înseamnă că ar fi rău, dar e, <fie> pentru mine, eu mi-am dorit întotdeauna să cunosc fenomenul muzical din interior. Și dacă îmi place muzica braziliană, când muzică braziliană ca să o cunosc mai bine. Vă trezați la 5 dimineața pe ritmuri de muzică braziliană? Exact, Da. Uh, am avut o filmare în 2001. Și știe toată lumea ce înseamnă alarma de dimineață. Eu mă trezesc, dacă trebuie, mă trezesc oricând. Nu e o problemă, deși îmi place să dorm că trebuie. Mă trezesc la 5, mă culc la 10, nicio problemă. <laughs> da. da. Și ca să nu, să nu te roadă acel semnal enervant și să nu ai în fiecare dimineață platitudinea asta brutală a aș semnal sonor, mi-am găsit o piesă preferată dimineața și mă trezea CD-player-ul, nu alarma de. Cu aceeași piesă care mă făcea să mă mișc încă din pat, așa și plecam bine dispus de acasă. E poate important. cea mai mare doză de energie. O, da. da. Tocmai am fost și la Rio, în aprilie, și mi-am dat seama că așa este. Am fost, cred că acum o lună, pe pe, la un spectacol. Erați pe scenă uh, alături de Marius Matache. Marius ne ascultă, Machie ne ascultă, ne-a scris și pe Facebook un mesaj, îmbrățișări invitatului. Este un prieten bun și un partener de scenă. Și uh, întâmplător, cred că până la urmă și coincidențele au un lucru savuros în ele, întâmplător v-am citit zilele trecute, uh, adevărul, cum uh, povestați, de fapt ați dat o explicație foarte clară o diferență între, care este de fapt diferența între blues și jazz. Da. Era da. o întrebare, o curiozitate a unui adolescent. Exact. Și ușor, ușor, cine a citit și-a dat seama foarte, foarte simplu, chiar dacă era un necunoscător, care e această diferență. În casă la noi se ascultă de asemenea multe genuri și la un moment dat a venit întrebarea. Aș vrea să mă duc spre jazz un pic. Cam care e diferența dintre blues și jazz? Și în momentul ăla am zis stai un pic, eu pot să-ți explic în câteva minute, dar cred că lucrul ăsta îmi dă motivul, motivația unui, unui articol în care să dezvolt ideea și să-l public pentru că poate își pun și alți întrebarea asta. Și uh, am încercat să explic cât mai clar și istoric și, dar să îndemn pe cei curioși să asculte, pentru că ascultând exemplele potrivite, ne dăm foarte clar seama de diferență și de faptul că nu e important să înțelegi cât e important să simți. Mi-a mai plăcut și explicația din spatele acestui articol, cum a fost creat undeva, da. într-un spre avion, spre Rio și mai cu seamă scris pe un telefon care a fost furat, da, nu? Da. Ați și... reușit să recuperați telefonul? <laughs> nu, acolo nu prea e glumă cu așa ceva. Ai dat și. Important e să scapi cu viață. Uh, uh, aventura Rio a fost foarte plăcută. În de acestei experiențe, a fost minunat. E o altă lume, e o diferență pe care o simți. Nici n-are rost să spun cât de bune sunt experiențele astea. Uh, și cât de frumos e să vezi lumea. Dar uh, in, interesant e că după ce am scris articolul, avea vreo șase pagini, și în momentul în care <coughs> am vrut să șterg pozele de care n-am nevoie. Am trimis, când trimiți articolul, îl trimiți cu tot cu poze și ei îl paginează. Da. Și în loc să mă uit la simboluri unde ai Word, JPEG și toate alea, m-am uitat la mărime. Și tot ce era sub 100 de kilobytes, am șters. Articolul fiind cel sub 100 de kilobaiti. Și am șters cu uh, shift-delete, adică definitiv. Definitiv. Și în momentul ăla am zis că, pentru că l articol, <laughs> a, articolul a însemnat cam o săptămână de, de să research, cred. de căutare, de documentare. Și nu are rost să vă spun... Prin, cât de, cât de ciudă mi era, și princesa era. S-a năruit trăcut. lumea într-o secundă. Dar weekend weekendul a fost așa. E, nu chiar, dar mi era ciudă pe mine. Cum pot să fac așa ceva? E, se mai întâmplă, tot da, exact. nu se întâmplă. Da, da, să fim idioți. S ne se întâmplă, foarte corect, da. <laughs> Și pic, uh, da. peste weekend am uh, cântărit, m-am -am luat și cu altele, și uh, luni m-am așezat la masă și am spus, ce fac? Mă apuc de un articol despre David Bowie sau uh, despre asta și am zis, mă apuc de scris dacă diseară nu gata, renunț total din memorie din ce am, ca să nu mă apuc chiar o săptămână că n-avea rost, că deja ai ăsta, căutarea a fost făcută, documentarea și mă bucur să spun că mi-au ieșit vreo 5 pagini cred că mai bun decât celălalt Așa pentru că e întâmplă. mai sintetizat și mai deci apropo de momentul potrivit, cred că acest articol a avut nevoie de această cernere Tocmai ca să fie cât mai util. Și mă bucur foarte mult că e, până acum e cel mai citit articol al meu. Și foarte interesant. Dar vine un moment când toate lucrurile frumoase se întâmplă cu un scop, dar scopul acela se apropie de final. Ce păcat că am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. Foarte da, sport, păcat, timp, nu? pentru că avem ce să ne spunem întotdeauna. E un motiv S -s 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 să vă invităm cu prima cu ocazie. Cu plăcere, sigur că da. Eu întotdeauna am ceva de spus, mai ales că ascult muzică non-stop și pot să... Noroc că am aceste emisiuni de radio, Jazzy Hour, la muzical și Aquarela du Brazil, euh, Blues Drop și am uh, posibilitatea să fac acest lucru prin articole și dacă mă mai invitați, cu plăcere vorbim, sigur. Eu vă mulțumesc uh, pentru prezența de astăzi, pentru această definiție a muzicii scurtă. Scurtă dar... și mai am o singură propoziție. Urmează un album live înregistrat la sala radio. Sunt în ultimele etape de pregătire al acestui disc care a fost înregistrat de ziua mea când am împlinit 50 de ani. E un moment special pentru mine pe care îl voi împărți cu toată lumea prin acest CD. În curând. Știți ce am făcut? Avem e o prima zună... dată când anunț chestia asta. Avem o zi bună la butoane care da? ne-a oferit încă două minute. E prilej pentru mine că, e... da, să, să vă întreb altceva. Noi nu dăm lecții nimănui. Este o declarație făcută în urmă cu ceva vreme. În timpul unui concert, toată lumea știe, toată lumea simte dialogul pe care îl purtați cu publicul. Cum vi se par aceste discuții acum? Față de ceea ce se întâmpla cu 5 ani, 10 ani, 20 de ani în urmă. Mai relaxate, ca niște oameni care se maturizează împreună. Ne-am ne maturizat și, cu adevărat? Și, nu știu, dar măcar vrem, măcar conștientizăm anumite momente în care tot ce se întâmplă e mai puțin încrâncenat, mai puțin categoric și uh, mai puțin conflictual. Și acest flux. Care se creează între noi și public, are un rost și oamenii nu vin să primească lecții. Oamenii vin la un concert, nici nu-mi place să cred că muzica e doar un simplu divertisment și omul vine să fie distrat pentru că a plătit. Asta o fac unii meșteșugari, sunt făcuți pentru asta, dar la noi există un dialog subtil, un dialog intim care poate avea loc doar între oameni care se cunosc și care un timp uh, au crescut împreună. Și uh, dialogul între mine și public îmi place să spun că este din ce în ce mai uh, uh, relaxat și, de ce nu, matur, în cel mai bun sens al cuvântului. Și nu o să oprim această discuție până nu-i răspundem Mariei, una dintre ascultătoarele noastre care vă întreabă oare unde îl putem vedea în această vară pe Berti Barbera. Următorul concert va fi cu Platonic Band, trupa lui Nicu Patoi, la Câmpina, pe 5 august. Este acolo un festival organizat de ani de zile de un pasionat, Liviu Briciu, care uh, face acest festival la Câmpina în fiecare an, în care adună jazz, blues și tot felul de... de... Noi colaborăm cu ei. Uh, următorul concert va fi pe 11 august la Brașov, unde voi deschide un festival la 10 -a ediție un festival pe care îl și prezint, dar am bucuria să-l deschid în compania ori muzicieni din Germania, o trupă excepțională. Și uh, mai departe, probabil, uh, voi, uh, voi apărea și alături de Alexandru Andrieș, care voi avea un turneu la începutul lunii octombrie, prin țară. Sunt foarte fericit de această colaborare și onorat, privilegiat de prietenia lui. Uh, și în curând, când acest disc al meu nou se va contura în fabrică, cu siguranță ne vom întâlni și în alte forme. Pentru că vreau să pregătesc un omagiu adus lui Louis Armstrong. Cu un Am bicte. ascultat ceva mai devreme, foarte da. bună idee. Mulțumesc da. pentru prezența de astăzi gânduri mulțumesc. bune, să aveți o vară frumoasă. Asemenea. Cu creativitate și cu sănătate, pentru că și sănătatea este cadoul Cea mai pe care l-am primit și de care trebuie să ținem conci să avem grijă. Berti Barbera, invitatul de astăzi între prieteni.